Bună dimineața! Ne-am trezit cu ceiulețul la nas. Ne-a adus femeia de la cazare ceiuleț. Wow, ce cald e afară! Fructorele maro. Wow, cât de bine arată locul! Am ales-o pe cazare. Chiar dacă nu are netul prea bun, e super curat. La 9 euro pe noapte, ce vrei? Și ne-a adus și Oricum, ceai. netul e cam varză în Sri Lanka. Până acum n-am descoperit un net ok. Cel puțin la cazările pe care le-am avut până acum, care n-au depășit 20 de euro pe noapte. Probabil dacă ți-ai ales ceva la 30, trebuie să ai, nu? Da, camera oricum o să arate la fel. Îți Nu dai e o seama. mare diferență la lux. Ca așa poți să stai la cazare de 9-10 euro și să-ți cumperi o cartelă. Da. Totuși, cu 30 pe noapte, ți-ai 3 nopți de cazare. Corect. Mission and Vision. Școală. Ha, ce mișto să stai afară, să înveți direct alfabetul. Hai harta lumii. Ah, și uite alfabetul lor și ăsta. Mini templu. Zece kilometri dus, 10 kilometri întors. Nu feri. Nu feri și acest pom frumos. M-a ajuns la lac. Troița. Troița, da. Cu dinții elefantului. Pe fiecare pom este câte un mesaj. Educate for better, don't destroy the planet. Ca să nu mai arunce lumea gunoaie pe jos. În față se face o baie. Hai! Avem specia păsăroiul alb. Păsăroiul alb care se pune pe vaci. Stă în apropierea vacilor și ciuculește. Sau le călărește. Primul templu ne iese în cale. Sunt 8 temple în această zonă și le vom lua pe rând. În total cam 10-12 km de mers pe jos. Deci vreo 25 de km. Avem și varianta să închiriem biciclete. Ne-au întrebat de la cazarea de unde stăm, dar am zis nu, mergem pe jos. Foarte interesant sunt pomii din această zonă, sunt foarte, foarte mari. Arborele sacru bow tree. Poate fi chiar unul din aceștia doi pe care îi avem în față. Nu. Îți dai seama că o să fie într-un loc de ăsta marcat. Într-un loc. Ia uite cine vine să te atace. Bine. Poate vor mandarine? Mandarine. Oh, le rupe. Mandarine. Vreți mandarine? Vin toate acum. Mandarine. Mai dă uite la ala mic. Am rambutan. Nu știu dacă mănâncă rambutan. Rambutan, dacă vrei. Uite cum s-a băcat păsăruii. Covaci direct. Plantație de orez cât vezi cu ochii. Ce bine că am plecat din Colombo. Am fugit de agitația orașului.
camera, băi. Cum o să-ți ia camera? Pe ce? O pun la aia, o ating, am treabă cu ea. Uite cum stau templul maimuțelor. Wow! Și pasărea, te-a mai bărzăm. Să vedem acum surpriza, e cu plată sau nu e cu plată? Sau poate să fie cu plată, uite acolo, intrare. A, iată așa. Sau dacă e pe donație, vom afla în curând. Mare grijă la crocodili. Toată lumea stă la pândă cu telefonul în mână, poate prinde vreunul care iese. Dacă nu aveți car, nu-i panică, că se poate scoate un bancomat mobil. Wow, tare! Intrăm în templu, intrarea este 500 și trebuie să porți așa ceva. Dacă n-am avut pantaloni lungi la noi, a trebuit să închiriem un fustan din ăsta pentru 100. Intrăm, am plătit intrarea, 500. Oh, frigerul nisipul. Asta e cel mai vechi templu construit în Sri Lanka. În Sri Lanka, în anul 3 înainte de Hristos. De un rege foarte renumit, cu un nume puțin mai greu de pronunțat pentru noi. Scria la intrare, dar am uitat. Un mare Buddha. La fel, ața, binecuvântarea. Și în spatele nostru, la fel, scene din viața lui Buddha. Pe poarta de piatră. Cu lacăt. Cam hardcore de mers pe căldura asta, pe aceste pietre și scări. Ce frige! N-ai cum să stai, stai. Lacul cu pești. Cel mai vechi templu din Sri Lanka. Poate l-au făcut din cauza că era piatra asta și a fost o bună locație pentru a-l construi. Isurumuni Royal Temple. Acum locuie doar de maimuțe și foarte mulți pești colorați în fața noastră, în bazin. Anuradhapura este fondat în secolul 4 înainte de Hristos. A fost prima capitală a acestui regat Sri Lanka. După cum se vede, stăm în regatul regelui. Acest oraș a fost foarte important pentru răspândirea budismului. De aici au plecat toți să propovăduiască învățăturile budiste. Și este considerat unul dintre cele mai sfinte locuri budiste. Tocmai de aceea lumea vine îmbrăcată în alb. Pentru budismul Theravada. Theravada, pelerinaj la rege. Dagoba, așa se numesc stupaurile. Aceste arhitecturi albe din fața noastră poartă denumirea de stupa. Aici găsim o grămadă de temple, rezervoare de apă, canale de apă. Dau dovadă de o civilizație foarte avansată.
Arde, arde. Și aici se pare că se aruncă bănuți. Îți pui o dorință, noroc, ceva, ceva de genul ăsta. Ceva de bine, oricum. Ceva de bine și după aia vine cineva să ia să fie mai bine. Un mare stupa în fața noastră. Stupa, stupa. Stupa albinelor sau al călugărilor. Sistemele de irigații din acel timp sugerează că au folosit o tehnologie foarte avansată de inginerie și știau să managerieze apa. La fel ca în Oman, oameni descurcăreți. Florile prezente și, ce crezi, puțin ghimbir. Puțin ghimbir. Vitamine pentru Buddha. Aici a dispărut Buddha. Și să stăm puțin să medităm sub acest copac. Perioada anul Radhapura datează din anul 377 înainte de Hristos până în 1017 după Hristos. Această perioadă este marcată de dezvoltarea unei civilizații agricole avansate cu sisteme impresionante de irigații pe care o să le vedem acum. Primii colonizatori au fost portughezii, după olandezii, de asta ni s-a și părut că suna olandez atunci când am mâncat un Eckhoffer făcut la un mini wok, un fel de clătită foarte subțire din făină de orez în care este pus un ou. Și după au apărut britanicii, care au introdus culturile de ceai și căile ferate. Și de acolo vine ceaiul Ceylon. Ceylon. Plus abolirea sclaviei. Factor foarte important. În față oamenii aruncă cu bani în această piatră. Să le aducă noroc. Un fel de gropiță modernă. Dau fix acolo unde este o gaură în piatră. Încearcă să bage moneda fix în acea gaură. Arde în ultimul hal. Gropița. Ce gropița? Uite acolo. Trebuie să arunci în... Cu bani? Cu bani. Dar nu cu pietre. Ah, ce bine că aici nu e soare și nu arde. Ai întâlpile arse. Bani la elefanți. Hai, te aruncă cineva.
Ani merge. Dacă o nimerești, să se împlinește doar. Da, soțul. 10 odată. Depinde câți bani faci. Hai să vedem aici aruncarea domnului. Gata, pleacă București, că au aruncat cu bănuții în acel loc. Ce monstruleț, în stânga și în dreapta. Funny. Imbirul e nelipsit și turmeric. Nu prea se vede bine pentru că reflectă lumina în geam. Familia regelui anul 8 înainte de Hristos, Himan and the Horse, bărbatul și calul. Intrarea 1,50€, lejer. 500. Și ne-au pus în altă parte, la separeu. La separeu de turiști. Mamă, deja mă gândeam cum mă ajut. Au venit cu busurile astea turistice, gen. Olo! M-au spart claxoanele astea. Lion bus. Chiar că și pe drapelul național au leu. Și cu pasăre.